Astăzi stăm de vorbă cu auditor energetic, doctor inginer Ioana Udrea. Ce rol are auditul energetic? După cum bine știm, certificatul de performanță energetică urmărește stabilirea și afișarea performanței energetice a clădirii prezentată într-o formă sintetică unitară. În acord cu metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor de la noi din țară, auditul energetic nu numai că determină performanța energetică a clădirii existente, dar propune și soluții de îmbunătățire ale acesteia. Soluțiile trebuie să fie bine documentate atât din punct de vedere al economiei de energie realizate, cât și din punct de vedere al costurilor. La noi în țară, pe lângă metodologia de calcul a performanței energetice, a mai fost transpus și normativul european 16247/2, auditul energetic clădirile. Acum nu este timp să fac o prezentare în paralel a celor două normative. Ce aș vrea să subliniez este existența normativului european în legislația noastră. Cum se poate obține un astfel de certificat și cine îl eliberează? Auditorul energetic pentru clădiri este cel care realizează auditurile energetice pentru clădiri sau unități ale acestora și întocmește certificate de performanță energetică ale clădirilor. Proprietarul clădirii trebuie să pună la dispoziția auditorului energetic toate informațiile și documentele tehnice necesare realizării certificării sau auditării energetice. La rândul lui, auditorul energetic trebuie să viziteze clădirea certificată, să verifice informațiile primite și să evalueze stadiul în care se află clădirea. În ce situație este obligatoriu acest certificat? În acord cu legea 372, certificatele energetice trebuie elaborate pentru clădirile care se construiesc, care se închiriază, care se vând, pentru clădirile aflate în administrația publică sau a instituțiilor care realizează servicii publice. Pentru ce tipuri de clădiri este obligatoriu acest tip de certificat? Certificatele energetice se realizează pentru locuințele unifamiliare, pentru blocurile de locuințe, pentru clădirile de învățământ, pentru unitățile sportive, pentru clădirile comerciale și clădirile de birouri, în general pentru clădiri încălzite. Există și excepții de la regulă, cum ar fi clădirile protejate, care au valoare istorică, locașurile de cult și clădiri care au o folosire pe o durată mai scurtă, clădiri individuale cu o suprafață mai mică de 50 de metri pătrați. Poate apărea o problemă în cazul în care un certificat energetic este cerut dacă avem o clădire care nu este consumatoare de energie, spre exemplu o clădire neîncălzită, cum ar fi cazul unei magazii, unui depozit sau altă anexă a clădirii. Câți ani este valabil acest certificat? Certificatul de performanță energetică este valabil de la data înscrisă pe acesta 10 ani, în condițiile în care nu se efectuează lucrări de renovare majoră care pot schimba performanța energetică a clădirii.